Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Hai la teatru, se redeschide stagiunea teatrală. Alertă în Bacău, de 2 săptămâni o comunitate este terorizată de un urs. Accident incredibil la Său. Se redeschide stagiunea teatrală de luni 26 februarie de la orele 19 pe scena cinematografului Capitol din Onești cu un spectacol care îi aduce împreună pe aceeași scenă pe Cristi Iacob, pe Tania Popa, pe Andreas Petrescu și Aura Călărașu. Despre dragoste cu ură spune povestea cuplurilor în care comunicarea lipsește, fiind înlocuită de certuri, neînțelegeri și secrete bine ascunse. Însă viața este plină de surprize și umor. Accesul general este de 70 de lei. Biletele sunt disponibile de miercuri 14 februarie de la ora 13 la Cinema Capitol. Alertă în Bacău, de 2 săptămâni o comunitate este terorizată de un urs. În ultimele 2 săptămâni, un urs a instaurat teama și neliniștea în comuna Răcăciuni din județul Bacău, tulburând liniștea locuitorilor și provocând pagube considerabile în gospodării. Locuitorii sunt nevoiți să facă față unei realități înspăimântătoare în care sălbăticia pătrunde în curțile lor în căutare de hrană și nu ezită să atace și să omoare animalele. Oamenii din comunitate au reacționat prompt la această amenințare, organizându-se în schimburi pentru a asigura o supraveghere continuă împotriva acestui urs. Situația a devenit serioasă, încât au fost solicitate intervenția jandarmilor, iar mesajele de avertizare au fost emise prin sistemul RoAler, în speranța de a îndemna populația să fie vigilentă și să evite întâlniri neașteptate cu acest animal sălbatic. Alexandru Dânculea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarm județean Bacău. Ursul a fost găsit acolo unde i-a fost semnalată prezența. Prin alungarea ursului, jandarmii băcăoani au folosit petarde de infanterie, semnale luminoase și acustice. PNCCD Mănăstirea Cașin, singurul partid cu sediu. O adevărată surpriză în sânul comunității din Mănăstirea Cașin vineri 9 februarie, când în inima comunei a apărut o inscripție impresionantă ce indică sediul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat. Președintele partidului PNCCD Onești, Ștefan Bogdan Oprișan, a inserat pe banner și un mesaj profund patriotic: Renaștem pentru țară. Contactat telefonic exclusiv pentru Acum TV, președintele PNCCD Ștefan Bogdan Oprișan a confirmat faptul că în scurt timp va avea loc deschiderea oficială a sediului, fapt care va coincide cu lansarea candidaturii politice. Mesajul patriotic exprimat pe banner indică viziunea partidului asupra implicării sale active în procesul de revitalizare națională. Renaștem pentru țară devine un apel către unitate și rededicare față de valorile fundamentale ale națiunii. Cu ochii ațintiți spre viitor, Mănăstirea Cașin se pregătește pentru un moment de referință în viața politică locală. Potrivit informațiilor transmise de președintele PNCCD Mănăstirea Cașin, momentul inaugurării sediului va aduce împreună membrii ai comunității și reprezentanți ai partidului, subliniind importanța colaborării între liderii politici și cetățeni pentru o dezvoltare sustenabilă. Scurt istoric al PNCCD, partidul istoric ale cărui rădăcini pornesc încă din 1848 prin Mitropolitul Ortodox al Transilvaniei, Andrei Șaguna, membru de onoare al Academiei Române, canonizat de Biserica Ortodoxă Română pe 30 noiembrie. PNC s-a format prin unirea din 1926 a partidului lui Iuliu Maniu, este vorba de Partidul Național Român, și cel al lui Ioan Mihalache, Partidul Țărănesc, fiind practic actul de naștere al Partidului Național Țărănesc. În 1947 a început prigoana comunistă împotriva PNC. Partidul a pierdut 2 milioane de membri în închisorile comuniste. Prima acțiune politică de reactivare a PNC a fost lansarea manifestului Apel către țară, în noaptea dintre 22 spre 23 decembrie 1989, semnat printre alții de Corneliu Coposu, Ion Diaconescu. În ianuarie 1990, Tribunalul Municipiului București a înregistrat prima cerere de înscriere a primului partid politic post-decembrist, aceea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, noua titulatură a PNC pusă în acord cu apartenența la Internaționala Creștin Democrată. Corneliu Coposu a devenit președinte al PNCCD.
Zilele trecute la Asău, județul Bacău, s-a produs un accident teribil. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Două mașini au prins la mijloc un pieton. Acesta se deplasa regulamentar pe marginea drumului, în afara părții carosabile, când două autoturisme au prins la mijloc pietonul. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. La data de 8 februarie, în jurul orei 7:30, un bărbat de 46 de ani din comuna Asău, în timp ce conducea un autoturism pe strada târgului din localitate, a ajuns la intersecția cu drumul județean 116B, nu ar fi acordat prioritate unui autoturism condus regulamentar de un tânăr de 19 ani din Comănești. Din impact, cele două autoturisme au fost proiectate pe acostamentul drumului județean, unde a fost acroșat un pieton de 56 de ani. Victima a fost transportată la spital, unde a rămas sub îngrijiri medicale. Niciunul din conducătorii auto nu se afla sub influența alcoolului. Cercetările continuă în acest caz sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Joia februarie, de la ora 16, la Centrul Cultural Ion Talianu din orașul Stațiune Târgovna, a avut loc un dublu eveniment. Este vorba de expoziția de pictură a artistului târgovnean Mihai Nechita Burculeț, urmată de un mini-spectacol coordonat de profesor Georgeta Nechita Burculeț. Detalii în minutele următoare. Real sentiment de emoție, pentru că pe vremuri am fost și eu elevul acestui liceu din localitate, liceu din care au ieșit câteva valori pe care o să le amintesc imediat. Mihai Nechita Burculeț. O să intru în nemurire. Dar stau cu spatele la da. Mihai Nechita Burculeț este un pictor. În sufletul meu îl consider un pictor mare. Este un om care tratează realitatea și la un moment dat realitatea o transpune într-o altă dimensiune. Am putea să sintetizăm, să spunem că Nechita Burculeț este un pictor suprarealist și tratează cu tablou subiectele cu realism. Mihai Nechita Burculeț este în același timp și un excelent prieten. I-am cunoscut prietenii de-a lungul timpului. Noi ne-am cunoscut la jumătatea secolului trecut la Iași, împreună cu soția lui, cu Coca Burculeț. Erau doi copii frumoși, visau alături de noi. Mi-aduc aminte și acum mai a evocat odată momentul. Alergam pe străzile Iașului noaptea și ne împărtășeam visurile. Credeam că va fi frumos. Și pentru Mihai Nechita Burculeț este frumos că ne-a oferit această expoziție. Mihai Nechita Burculeț, se poate întreba cineva de unde a ieșit. A ieșit exact de acolo unde trebuie să iasă, dintr-un mediu absolut bine coagulat, cum este mediul cultural al orașului Târgu Ocna. Este pentru prima dată când văd atâtea figuri cu priviri curioase, inteligente, oameni frumoși, care ați venit la un eveniment cultural. Acesta este un eveniment cultural deosebit. Dar Mihai Nechita Burculeț nu-i singurul pictor din această localitate. Vă aduc aminte de Ștefan Constantinescu, apoi un prieten al lui Nicu Ienea, Ion Diaconescu, împreună cu Nicu Ienea au pus bazele primei pinacoteci în Bacău. Un pictor care din nenorocire s-a sfârșit la 30 de ani, fiind aruncat de ostași sovietici din tren, din drumul București-Târgu Ocna pe la Buzău. Multă vreme nu s-a cunoscut acest lucru. Dar tot în această, din această localitate și mă gândeam să fac o propunere, pentru că este domnul primar aici. De aici s-a ridicat un mare poet, Claude Sernet. Pe numele lui Ernest Spirt. Pentru cei care nu știu, Sernet este anagrama numelui mic. Apoi, tot din această zonă au plecat Gabriela Dameșteanu, Daniela Caurea, care s-a stins la război, Alexandru Protopopescu,
Gheorghe Drăgan, Ion Chiriac, Mihai Drăgan și atâția alții. Cred că s-ar putea face în acest centru, în acest centru cultural un salon care să primească publicul atât cu imaginile tablourilor de valoare pe care le propun pictorii care sunt în piață, am uitat de Sorin Nicodin, iar și tot din... Benite. Sigur că da. Deci, locul acesta este un loc care clocotește, ca să spunem așa, de spirit. Aici s-au format oameni deosebiți și oameni care au dus numele orașului acesta mai departe. Dar nu vreau să vă rețin mai mult. Vreau să-mi exprim încă o dată bucuria că sunt alături de Mihai după atâția ani, alături de Coca și domnule primar, ca să începem, eu am adus o sacoșă cu cărți. Să le fac cadou bibliotecii dumneavoastră. Aveți atâția scriitori de la care puteți cereți, cărțile, operele lor, puteți să cereți fotografii, manuscrise și puteți face un mic muzeu al orașului Târgu Ocna, pentru că aveți cu ce. Orașul Târgu Ocna este un oraș bogat spiritual, dovadă existența și prezența dumneavoastră aici. Vă mulțumesc! Laurențiu Neghină, primarul Oneștiului, alături de președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, de europarlamentarul Dragoș Benea, de prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel, de vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Bampil, au susținut o conferință de presă la finalizarea lucrărilor pe strada Industriilor. Acest proiect de infrastructură nu doar că aduce beneficii practice, dar reprezintă și un semnal puternic de susținere pentru mediul de afaceri și un angajament ferm față de dezvoltarea comunității. Am demonstrat atâtea lucruri în 4 ani, atâtea rezultate și proiecte închise, ne-ar onora pe noi, în primul rând. Dacă eu nu vreau să emit pronosticuri, dar tot așa, ca să nu formalizăm mai mult decât e cazul, sunt convins că astăzi primarul Neghină este primarul de municipii care cred că va avea cel mai bun rezultat în procente, mă refer. Și s-ar putea chiar și în cifră absolută. Și sigur că asta, dincolo de un avantaj practic, pentru partidul nostru ar fi și o onoare. Deci întâi ar fi de partea noastră. Legat de celelalte întrebări, sigur, cel mai... există acest scenariu al comasării alegerilor locale cu europarlamentare. Eu îl văd ca pe unul fezabil și nu atât de antidemocratic cum încearcă unii să-l prezinte, pentru că, până la urmă, România aceasta în care trăim astăzi s-a dezvoltat, în primul rând, pe fonduri europene și, în al doilea rând, ca urmare a competenței primarilor și echipelor pe care le-au condus. Dacă nu existau fonduri europene, de ordinul zecilor de miliarde pentru România, degeaba aveam primari buni, foarte buni și echipe de implementare bune și foarte bune. Și o intrare în această dezbatere a alegerilor europarlamentare, care să nu fie doar cine e pro-Europa și cine e anti-Europa, poate ar fi interesantă, cu atât mai mult cu cât localele ar reveni așa cum sunt ele consacrate în luna iunie din 4 în 4 ani, dar ar introduce în dezbatere primare, ceea ce nu e puțin lucru și ar fi interesant de văzut cum primare, dincolo de faptul că trebuie să spună ce au făcut în ultimii 4 ani, trebuie să vorbească și despre rolul și importanța fondurilor europene în dezvoltarea comunităților, pentru că mai credibil și mai bine decât ei nu poate să spună nimeni. Iată, proiectul Piațetei, el este pe fondurile europene, parcă, nu? Da. Ca un exemplu, la Onești. Deci văd foarte la momentul potrivit, când Europa traversează un moment de cumpără, dacă privim așa de deasupra. Poate e important ca aleșii locali să intre în această dezbatere argumentată. Aleșii locali înseamnă și primari de municipii, și de orașe, și de comune. Țin să precizez că și Belgia și Irlanda vor organiza alegeri locale în același timp cu europarlamentare, apropo de oportunitate și de exercițiu democratic. A doua întrebare legată de liste comune,
mai degrabă, dacă mă puneți să pronostichez, cred că aș vedea liste comune la parlamentare decât la alegerile locale, pentru că alegerile locale și la Partidul Social Democrat, dar și la Partidul Național Liberal, care suntem în coaliție la nivel național, sunt aleși locali buni, oameni buni, și s-ar putea ca din aceste liste comune mulți să rămână pe din afară. Și eu cred că mai degrabă se va merge pe liste separate la alegerile locale. Ar fi și o dorință, dar e și un pronostic. Și legat de candidatura mea, în cea mai mare proporție, peste 90%, voi candida la un nou mandat. Această dezbatere a început în Partidul Social Democrat. Au fost, chiar în această săptămână, au fost niște regionale întâlniri la București pe regiuni. S-au făcut discuții pe regiuni, s-au detașat niște soluții. Urmează ca criterii care vor fi stabilite și sunt deja discutate la nivelul conducerii să urmeze și o așezare pe listă. Aceste criterii țin de performanța electorală, de performanța administrativă și sigur și de această egalitate de gen pe care PSD-ul și familia social-democrată, față de care și-au luat un angajament serios, o paritate bărbați-femei pe locuri eligibile, și sigur că și acest lucru trebuie bifat. Președintele partidului și conducerea partidului lucrează la aceste criterii și la această listă, care va fi anunțată undeva în a doua jumătate a lunii martie. Până atunci suntem în zona speculației. Cred că am răspuns la toate întrebările. Dacă mai sunt altele, cu cea mai mare plăcere. Oricum, iarăși, revenind, fiind președinte al Partidului Social Democrat, eu, Bacău, organizația Bacău, am și informațiile și orgoliu să spun că ne pregătim pentru 94 de finale, dacă pot să spun așa, de competiții electorale, 94 de localități, 93 de OAT-uri plus Consiliul Județean. Cred că avem cea mai bună, ca de fiecare dată la alegeri locale, cea mai bună garnitură, pe care o dorim completată cu, am spus, cu asta am și început intervenția, nu, sau răspunsul la întrebare, o dorim completată aici, cu alea, nu mai mult de 2-3 locuri, cu oameni care au, cu care am, sigur, care au performat, că acum nu l-am pus noi la teste pe domnul Neghină, dar cu care de-a lungul timpului am dezvoltat și eu, cum să zic eu, o relație bazată pe strângerea de mână. Știți? Contează treaba asta în politică, pentru că sunt unii primari în județul Bacău care de-a lungul timpului i-au dat ochii peste cap, că nu-i susține Consiliul Județean, dar uită că, de exemplu, au fost momente, nu în urmă, nu mai departe de 6-7 ani, când efectiv puneau piedici la fel de la proiectele pe deșeuri sau la proiectele pe apă canal, care au și fost întârziate din fel de fel de abordări, care mai decade mai subiective, și cu care degeaba strângeai o mână sau adoptai hotărâre de consiliu local sau județean, că nu se întâmpla nimic în urmă. Și sigur că, revenind la Unești, noi aici am avut o relație în care 2012 am fost diferiți ca și vehicul electoral, 2020 la fel, ne-am și șarjat și în 2012 și în 2020, dar după campania electorală am găsit resurse și unii și alții să ne strângem mâna și să facem lucruri. Și nu numai din interese electorale, ci și din faptul că am știut și am avut capacitatea să trecem peste momente mai delicate pe care viața politică ți le oferă, viața reală, viața politică ți le oferă. Și eu, na, fiind un depozitar sau având o memorie instituțională a județului Bacău destul de bogată, nu pot să uit că, de exemplu, la Onești, pe zona de deșeuri și de apă canal, lucrurile stăteau foarte rău în urmă cu 12, 14, 15 ani, pentru că lucrurile erau trenate de un om care nu iese în alegeri, în speță de juriști, să zic, sau secretar. A venit ales local, un ales local, domnul Neghină, Consiliul Județean, instituții care s-au implicat în a crea cadrul pentru a atrage fonduri europene
și pe managementul deșeurilor și pe investiții în apă canal. Și credeți-mă că inclusiv săptămâna aceasta, dacă nu mă înșel, am văzut o conferință de presă a domnului primar Neghină cu cei de la Raja Constanța și nu pot să spun că nu m-a traversat un sentiment de mândrie și bucurie, că și eu am pus umărul la această etapă pe care o traversează Onești în momente complicate, atunci când s-au făcut aplicațiile pe post mediu sau pe POIM care vizau Oneștiul. Și dacă Raja astăzi cu primarul Neghină raportează misiunea îndeplinită pe un domeniu extrem de sensibil și pe care se apă canal și pe care se va mai interveni peste zeci de ani, când nimeni de aici din această stare nu va mai fi, asta se datorează în primul rând unui operator economic care știe să atragă fonduri europene, parteneriatul cu primăria municipiului Onești, dar și a unor eforturi pe care mulți le-au uitat. Și unii cunoscători care au fost primari în funcție, nu mai departe de 4-5 ani, chiar, cum să zic eu, nu că au uitat, ci chiar dezvoltă alte variante și alte scenarii. Că ar fi alții care, și mă refer la fostul primar. Și sigur că lucrurile acestea deranjează și doar, pentru că s-au făcut cu eforturi, cu sacrificii și cu cicatrici care nu s-au închis nici astăzi. Dar Oneștiul este astăzi municipiu cu, din județul Bacău, cu cele mai multe probleme de infrastructură și supraterană și subterană cel mai bine rezolvate. Și asta este o muncă de-a lungul care s-a realizat în mulți ani și care are în centru evenimentelor pe primăria Onești condusă de primarul Laurențiu Neghină. Și lucrurile acestea trebuie spuse. Bacăul nu este în această situație, poate doar Măineștiul să fie făcut salturi la fel de semnificative ca Oneștiul. Celelalte, eu vorbesc de municipii, la orașe altceva, sunt alte probleme mai mici, mai... Da, am făcut, mă scuzați pentru acest recurs la trecut, dar e bine să mai ne amintim și aceste lucruri, pentru că vin momente electorale când trebuie să faci diferența. Trebuie să pui ștampila pe cine merită, nu pe cine urlă mai tare. Mulțumesc! Activități duhovnicești la Spitalul din Onești. În perioada 2-4 februarie, la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca al Crimeei din Onești a devenit locul unor evenimente cu puternică încărcătură emoțională și spirituală. Este vorba de secția de oncologie și paliație, unde credința și compasiunea au fuzionat într-un demers comun de susținere a celor aflați în suferință. Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului, o parte din preoții protoierii Onești au adus lumina credinței în spital, săvârșind taina Sfântului Maslu și oferind binecuvântare prin stropirea cu aghiazmă în saloanele celor două secții. Acest gen de susținere spirituală a dus alinarea pacienților imobilizați la pat, aruncând o rază de speranță în locurile unde suferința este o prezență constantă. Într-un moment special, preotul Ilarion Mâță, consilier eparhial la sectorul social filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a rostit o rugăciune de vindecare, alcătuită de înalt preasfințitul părintei Arhiepiscop Ioachim. A subliniat de asemenea importanța colaborării dintre biserică și spital în vederea vindecării sufletești și trupești a pacienților, evidențind inițiativele desfășurate în cadrul proiectului eparhial sociomedical Bolnav am fost și m-aș cercetat. Sâmbătă și duminică, 3-4 februarie, preoții de caritate ai spitalului, preotul Petrică Cuibar și preotul Samuel Pricaz au continuat acțiunile duhovnicești, aducând spovedanie și împărtășanie pacienților. Au propovăduit și au susținut cateheze tematice reflectând valorile anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor. O adevărată comuniune spirituală s-a înfiripat în aceste zile la Spitalul din Onești, unde credința și îngrijirea medicală s-au împletit pentru a oferi susținere pacienților, iar preoții au adus lumină și cuvânt de alinare în locurile umbrite de suferință. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 13 februarie. Cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 10 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 3 grade Celsius. Miercuri, 14 februarie. Vremea se mai răcește. Cerul va fi parțial noros. Maxima zilei nu trece de 5-6 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.